Una dintre angajatele agenției bancare CheckBank din Slatina, care au fost acuzate că au furat bani din conturile clienților, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în cursul serii de sâmbătă de către Tribunalul Alba. Femeile sunt suspectate că au creat un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei unui număr de 108 clienți. Sunteți vinovată? Ce ați făcut cu banii? E adevărat că ați furat bani din contul clienților? Una dintre cele două angajate, surorele sucursalei din Slatina a CheckBank, suspectate că au furat bani din conturile clienților, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în cursul serii de sâmbătă de către Tribunalul Alba. Angajatele agenției sunt acuzate că în perioada 2012-2016 și-au însușit sume de bani depuse de clienții băncii în conturile personale de depozit. Mai exact, cele două i-ar fi indus în eroare pe unii clienți ai băncii pentru care nu au efectuat operațiuni de depunere a banilor în cont sau nu ar fi deschis conturi de depozit pe numele acestora, însușindu-și banii și eliberându-le documente care atestau în mod fictiv că sumele de bani au fost depuse în conturile lor și au fost introduse în circuitul bancar, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Am avut două conturi și când să-mi fac un cont, formatorul cont care l-am avut, în loc să facă pe suma totală, pe numai pe jumătate de sumă. Am băgat. Banii au fost pe taică-miu. El a murit. E pe taică-miu, nu i-a trecut pe mine. O zic că i-a trecut pe mine și pe nevastă mea împuternicită. M-am dus la Alba, am verificat toate conturile, 0 lei. Nimic. Cele două surori angajate ale sucursalei CheckBank din Slatina au fost reținute în cursul serii de vineri de polițiști. Una dintre ele a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în cursul serii de sâmbătă de către Tribunalul Alba.